inimă la inimă. Pentru noi, femeile. Bine v-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare, din nou împreună, din nou de la inimă la inimă. Vrem să descoperim cât de mare și de minunat este Dumnezeul în care ne încredem cu toate. Și așa cum fiecare dintre noi tânjim după fericire, invitata de astăzi a tânjit și ea, însă până Dumnezeu nu și-a arătat îndurarea față de ea, n-a știu ce este cu adevărat bucuria. În Psalmul 32 scrie, începând cu versetul 8. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Cu aceste cuvinte aș vrea să începem discuția noastră și să o lăsăm pe Mirela Gușiță să ne povestească și să ne spună cum a văzut și a simțit privirea lui Dumnezeu a țintit asupra ei și brațul lui puternic, scoțând-o din multe, multe situații și dificultăți. Mirela, îți spunem un bun venit la întâlnirea noastră. Bine v-am găsit și mă bucur că am avut ocazia să ajung, să pot vorbi de la inimă la inimă. Aș vrea să ne povestești puțin despre tine, despre copilăria ta. Mă numesc Mirela Gușiță, am 4 fetițe cu care m-a binecuvântat Dumnezeu, trecând și prin probleme până a le avea, dar Dumnezeu a fost de partea mea. Consider că pentru tine copiii au fost o binecuvântare. La fel ai fost și tu o binecuvântare pentru părinții tăi. Cum a fost copilăria ta și cum l-ai înțeles tu pe Dumnezeu? Ce ai știut tu despre El în anii fragezi ai vieții tale? Am avut o copilărie foarte fericită. Părinți care mi-au purtat de grijă din punct de vedere material, dar mai puțin spiritual. În schimb, cred sigur că Dumnezeu a avut un plan cu mine chiar din copilăria mea, pentru că aveam o frică de Dumnezeu, un respect pus de El în inima mea și chiar și în adolescența mea nu am fost un copil rebel sau un copil care să caute plăcerile lumii astea. A avut cineva vreo influență în viața ta? Cine ți-a povestit despre Dumnezeu că există, că e creatorul nostru și lucrurile primare despre El, de la cine le-ai aflat tu? Îndrumătorul meu spiritual a fost o mătușă de-a mea, simplă în viața ei, dar curată sufletește, de religie ortodoxă, și m-a învățat rugăciunile obișnuite, dar m-a învățat că în Dumnezeu am un tată și atunci când am o problemă pot să stau de vorbă cu El. Și prima mea experiență pe care am avut-o personal cu Dumnezeu a fost în clasa 8-a, când îmi doream, era atunci la modă anumite botine și le-am spus părinților mei că îmi doresc și eu botinele care se purtau pe vremea aceea.
la care tatăl meu, în mod special, mi-a spus că să-mi iau gândul pentru că sunt alte priorități și atunci, știind că în Dumnezeu am un sprijin și că mă înțelege și în lucrul acesta mărunt, care mi-l doream eu, m-am pus pe genunchi și m-am rugat și, spre surprinderea mea, în ciuda ceea ce tatăl meu mi-a spus, am primit aceste botine și pentru mine a fost un răspuns că Dumnezeu ascultă și pasă chiar și de copii. Cunosc atâtea mărturii ale copiilor care au spus că Dumnezeu le-a dat exact numărul de pantofi, chiar și culoarea și așa mai departe, sau de haine. E minunat când îl vedem pe Dumnezeu că se implică în cele mai mărunte lucruri. Ce s-a întâmplat cu tine mai departe? În adolescență a fost iarăși cineva care a intervenit, care te-a ajutat să-L cunoști pe Dumnezeu mai mult, mai bine? Da, bineînțeles că Dumnezeu m-a avut în planul Lui. Era pe urmele mele, da, pentru că îmi scotea în cale alți îndrumători. De exemplu, m-am împrietenit cu Amalia, fostă muntean, actualmente Husac. Cu ea am devenit foarte, foarte apropiată, am umblat mult în casa lor, am înțeles mult despre Dumnezeu de la mama, sora Florica Munteanu, care pe parcurs mi-a devenit și mama spirituală și îndrumătoare, multe probleme. Dar în relația mea cu Amalia, pentru noi Dumnezeu era un refugiu. În timpul liceului frecventam cercuri de rugăciune, veneam acasă de la școală după terminarea școlii și ne rugam. Dumnezeu vroia să mi se descopere, pentru că eu îl căutam. Începusem să fiu flămândă după Dumnezeu, mai ales în clasa a 10-a, frecventam biserica de pe Romulus, fiind în apropiere ca locuință, auzeam vara cântându-se cântări spre lauda lui Dumnezeu și, cum v-am spus, aveam în inimă o chemare și îmi plăcea. Era un mediu unde mă simțeam foarte bine. Ce te-a determinat totuși să faci legământul cu Domnul și să schimbi și să fii foarte hotărâtă în întoarcerea ta la Dumnezeu, cu adevărat? Asta a durat. Deci Amalia s-a întors către Dumnezeu în clasa 12-a, în schimb eu am mai cochetat în lume 5 ani de zile, în care Dumnezeu a avut multă răbdare cu mine, mi-a cunoscut punctul slab și acolo mă atingea. Spun asta pentru că, cu toate că eram împlinită material, aveam un soț bun, dar... Între timp te-ai și căsătorit? Între timp am căsătorit, au apărut doi copii, apoi... A accentuat foarte mult neliniștea din viața mea și frica de moarte. Asta a fost, pe mine așa m-a întors Dumnezeu, prin frică de moarte, frică de pedeapsa lui Dumnezeu. Ți era teamă că vei muri neîmpăcată cu Dumnezeu, da, și vei ajunge în iad. Exact. Veșnicia nu va fi cu Dumnezeu, va fi cu diavolul. Așa. Asta pe mine m-a determinat să iau o măsură drastică și rapidă. Am discutat cu soțul meu despre alegerea pe care vreau să o fac, m-a susținut, cu toate că nu prea știa despre ce este vorba, dar m-a susținut. Și părinții tăi? În schimb, războiul a început din partea părinților, nu am fost înțeleasă, ba din contră, au considerat că am făcut-o cea mai mare greșeală din viața mea. Normal ca și părinți care nu-L cunosc așa cum îl știm noi, pe Dumnezeu minunat, aproape, Tatăl Ceresc, Cel care e zi de zi cu noi într-o cercetare, părtășie. Oamenii s-au gândit că tu gata, te-ai închis într-un castel de filde și acolo vei zace într-o singurătate, într-o nebunie, nu vei ști să te distrezi, totul va fi negru, cumplit și trist pentru tine. S-a închis cortina, a apărut un nor și gata, ai rămas acolo. Este stilul de gândire a oamenilor care nu-L știu pe Dumnezeu și nu-L cunosc cum L-ai cunoscut tu după aceea. Așa este. Însă dragostea Lui nu te-a lăsat să te dai bătută. Nu, am fost foarte hotărâtă în această privință, neștiind de represaliile care vor urma, dar am spus că orice ar fi de Dumnezeu, nu mă las. Frumos.
Frumos. Da, pentru că l-am văzut foarte aproape de mine și implicat foarte mult în viața mea. Nu te-a durut mai mult în relația cu părinții tăi faptul că nu-l cunosc și ei pe Dumnezeu și nu se pot bucura de dragostea lui așa și mai mult decât că nu te înțeleg, mai mult decât că te persecută sau nu sunt de acord sau sunt împotriva ceea ce faci tu, cred că mai mult te durea acest lucru, că ei nu pot să se bucure de dragostea lui Dumnezeu așa cum te bucuri tu. Da, da. Nu-l percepeau pe Dumnezeu așa cum îl vedeam eu. Oricât aș fi încercat să le spun, aveau mentalitatea aceea bine, bine întipărită. Și da, m-a durut foarte mult. Dar nădăjduim că Dumnezeu va lucra și în privința aceasta. Îi va face și pe ei să se bucure de o relație strânsă cu el, da. să vadă și ei ce minunat e cu Dumnezeu. Spune, Mirela, cum l-ai văzut pe Dumnezeu în viața ta? Cum a început să ți se descopere mai mult, mai aproape? Și, în general, se pare că se descoperă atunci când treci prin încercare, prin valea plângerii, prin valea durerilor. Care este prima ta experiență în care l-ai văzut pe Dumnezeu că a intervenit? Și ți-ai dat seama că numai el putea face o minune. După ce ne-am căsătorit, 8 ani am locuit împreună cu părinții, cu cei doi copii și o mătușă și nu aveam niciun orizont în rezolvarea problemei unei locuințe pentru noi ca familie. Și atunci am început să strig către Dumnezeu. Am zis, Doamne, numai Tu mă poți scoate din situația aceasta, Tu știi, sunt resursele noastre financiare, Tu știi că n-avem posibilitate, sunt copii. Și vreau să spun că într-un timp foarte scurt Dumnezeu a deschis o ușă de binecuvântare prin soțul meu. Într-adevăr a fost muncă, am fost despărțiți un timp pentru că el era mai mult plecat, dar Dumnezeu ne-a binecuvântat și cei din jurul nostru au văzut că sprijinul n-a fost decât în Dumnezeu. Și ați reușit să primiți o locuință? Nu, nu, aici a fost minunea, faptul că nu am primit-o, am reușit să o cumpărăm cu banii jos. Asta a fost minunea lui Dumnezeu. Timpul cel scurt, doi copii care n-au simțit lipsa hranei și a nimic altceva și totuși Dumnezeu ne-a dat un apartament pe care l-am pus la punct cu ajutorul lui Dumnezeu din toate punctele de vedere, pentru că noi n-am avut nimic, nici mobilă, nici nimic, nimic, nimic. Deci în toate Dumnezeu s-a implicat. Așa se și întâmplă când Dumnezeu toarnă, nu poate opri nimeni și stai și te uiți și te miri cum se mulțesc banii, cum reușim să le împlinim. În alte situații am trecut printr-o experiență recentă, pot să spun acum 2 ani de zile, când știind că am RH-ul negativ, am aflat că sunt însărcinată la aproape 3 luni de zile. Până atunci n-ai știut? Nu. Ai făcut teste? Am făcut 2 teste de sarcină, am făcut analize. Totul s-a pus pe seama unei hepatite. Dar n-a fost nici de cum o hepatită, a fost o sarcină, iar eu n-am știut și am luat medicamente. A fost tratată pentru hepatită, da? Nu medicamente pentru hepatită. La stările care le aveam, luam diverse medicamente pentru a putea sta pe picioare. Ți era rău? Foarte rău. Deci nu aveam putere să stau pe picioare și dureri mari de cap. Am făcut o radiografie. Între timp, când erai însărcinată, și o radiografie. Și o radiografie. Toate acestea spunându-le medicului de familie, reacția a fost de a face avort, pentru că aveam mai multe boli care puteau fi un risc pentru viitoarea sarcină și am fost dărâmată. Dar totuși mi-am pus nădejdea în Dumnezeu și am spus că Dumnezeu acum trebuie să lucreze și să nu mă lase, să rămân de rușine pentru cei care știau că îl slujesc pe Dumnezeu.
Și cei din familie voiau să mai ai acest copil? Cum au fost reacțiile din jur, din familia ta? Nu m-au susținut pentru că considerau că nu este momentul să mai ai un copil și să mai menții o sarcină cu asemenea probleme. Ce ți-a spus medicul? Foarte hotărât că trebuie să fie avortat? Da. Ce fel de copil vei naște? Cu malformații, orb, cu capul mare, diverse malformații. Nu te-ai gândit niciun moment totuși să faci avort? Nu m-am gândit, dar am trăit cu teama până în momentul în care s-a născut acest copil. Ai trăit o perioadă de coșmar. Era o luptă în care se dădea în interiorul meu, o parte care se baza temeinic pe Dumnezeu, iar o altă parte care era acea teamă, dacă Dumnezeu mă lasă, dacă... Până când am născut și am văzut cu ochii mei minunea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu se lasă niciodată bagiocorit. Și El răspunde cu credincioșie celor ce îl strigă. Adică? Adică am născut o fetiță minunată și binecuvântată din toate punctele de vedere. Și sănătoasă, și frumoasă, și așa cum știe Dumnezeu să dea daruri. Sarcina aceea cu mari probleme, cu mari riscuri, copil cu malformații, s-a transformat într-o binecuvântare. Un copil frumos, sănătos, perfect, inteligent și fără nimic din ceea ce diavolul ar fi vrut să fie rău. Puteai omorâ acest copil dacă te luai după gura unui medic. În perioada sarcinii ai fost ajutată totuși de cineva? Da, deci în această perioadă vreau să spun că fetele m-au susținut, cele trei fete mai mari, dar vreau să mai precizez că în această perioadă am auzit la o evanghelizare și prin intermediul radioului, acestui radio creștin, despre Fundația Estera. Nu știam exact cum să ajung acolo, se fac înscrieri. Am aflat numărul de telefon de la acest radio și am sunat. Am fost programată și de atunci, în fiecare lună, aveam întâlnire, o întâlnire benefică pentru femeile însărcinate care n-au sprijin de la cei dragi. Cum să vă spun, în fiecare lună de-abia așteptam să vină acea zi în care să ne întâlnim mai multe mămici care aveau experiență, care nu aveau experiență, iar sora Maria, Dumnezeu să o binecuvinteze. Maria Alexei, care consiliază femeile. Da. Ce spunea? Ce vorbeați voi acolo? Ce aflai tu despre sarcină și despre tine? Odată, faptul că aveam un medic care venea să ne ia tensiunea în fiecare lună, apoi eram încurajate foarte mult. În această perioadă prin care trece o femeie însărcinată, când se simte singură, neînțeleasă, acolo primeam încurajări pentru a face încă un pas și încă un pas și a merge mai departe. Încrezătoare în Dumnezeu. Încrezătoare în Dumnezeu. Totul era legat de Dumnezeu. De puterea, de ajutorul lui. Da, și că nimic nu este fără știința lui Dumnezeu. Chiar și aceste stări, cu ajutorul lui, le putem traversa altfel. Vreau să spun că această perioadă de sarcină, dacă nu ar fi fost Fundația Estera, pot să spun, cred că m-aș fi prăbușit psihic. Prin Fundația Estera ai avut o ridicare sufletească, spirituală, specială. Ai fost susținută în toată această perioadă. Da. Este o binecuvântare pentru cele care au nevoie de acest sprijin. Mirela, într-adevăr, putem spune și noi că Dumnezeu a fost cu tine și că a fost specială această intervenție a Lui și
faptul că nu te-a lăsat să rămâi îndurerată și tristă, pentru că sunt atâtea și atâtea cazuri cu un RH negativ, să mai faci radiografie în timpul sarcinii, să mai iei și o grămadă de tratamente, să nu-ți dai seama că, de fapt, e o sarcină și te tratezi pentru alte probleme și copilul să fie extraordinar de sănătos și de bine, asta numai puterea lui Dumnezeu o face. Încheiem discuția noastră aici și aș vrea, dragi prietene, dragi ascultătoare, să rămâneți încrezătoare așa cum a fost și Mirela, sau să o lăsăm pe ea să vă spună câteva lucruri vis-a-vis de această sarcină în care Dumnezeu a intervenit. Să vedem cu ce vă poate încuraja în câteva cuvinte. Ce aș putea să spun ascultătoarelor care trec poate chiar în aceste momente prin diverse stări, sau celor care li se propune să facă un avort din anumite cauze, eu pot să spun că să-și pună toată încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu are întotdeauna o soluție de a ieși din această stare și El întotdeauna are ultimul cuvânt. Medicina este în mâna Lui. Nu odată a răsturnat diagnosticele date de medici. Știu să spun cu puține cuvinte că L-am văzut pe Dumnezeu în viața mea și atunci când este chemat, e gata să vină în ajutor. Recomand ca toate viitoarele mămici să-și pună nădejdea în Dumnezeu și să nu-și piardă încrederea în El. Dragi prietene, dragi ascultătoare, iată o recomandare cu adevărat serioasă, să ne punem încrederea în Dumnezeu și să știm că El intervine chiar dacă diavolul vine cu atâtea șoapte și încearcă să răstoarne planurile Lui în viața noastră. Planurile lui Dumnezeu trebuie duse până la sfârșit, așa cum le-a hotărât, și dacă ne împotrivim, nu va fi bine nici de noi și nu va fi bine nici de cei care sunt în jurul nostru. Dorim ca Dumnezeu să ne lumineze, să vă lumineze pe toate, să vă întărească, să fiți încrezătoare în El. Până la o nouă întâlnire, invitata de astăzi, Mirela Gușiță și Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni, vă spun la revedere, fiți binecuvântate! La revedere! Vin înaintea ta, vin cu viața mea, Iisus, căci știu că mă iubești. Vin cu viața mea, vin cu viața mea, vin înaintea ta, vin înaintea ta, vin cu viața mea, Iisus, căci știu. Vieții mele
știu acum că tu mă vei iubi, Iisuse. La inimă. Pentru noi, femeile.